Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru luni, 12 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de luni, 12 aprilie, în care avem faza de lună nouă în berbec, prima lună nouă după echinocțiul de primăvară, și în același timp cuadratura dintre Venus și Pluto, dintre micul benefic și planeta transformărilor radicale. Hai să vedem ce o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, avem aici așa un gradient de la foarte rău la foarte bine. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, înainte să începem cu etalarea de tarot pentru această zi, pentru faza de lună nouă în berbec. Dacă vreți mai multe detalii, cum se aplică această etapă de lună nouă efectiv pentru voi la nivel particular, vă rog să vă uitați pe analiza lunii aprilie pentru zodia voastră, pentru ascendent și pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Dacă nu știți cum să calculați toate aceste aspecte planetare, găsiți pe canalul meu de YouTube un video care se numește Astrele de la A la Z. Acolo v-am explicat exact cum să vă calculați astrograma natală ca să vă aflați ascendentul și semnul zodiacal în care aveți luna. Și acolo, bineînțeles, puteți să vedeți dacă aveți 4 sau mai multe planete într-un semn zodiacal. Uitați-vă la analiza lunii aprilie, pentru că acolo în partea de horoscop găsiți în descrierea videoului exact momentul la care începe horoscopul. Vă explic exact cum vă influențează la nivel personal această etapă de lună nouă. Luna nouă este momentul în care putem să inițiem lucruri noi, să începem lucruri noi, pentru că folosindu-ne de ciclul acesta lunar în care luna este în creștere, o să crească și proiectele noastre, inițiativele noastre mai ușor. Vă las aici, în partea din dreapta sus, linkul către playlist-ul complet cu analiza lunii aprilie pentru fiecare zodie în parte. Acum, pentru cuadratura dintre Venus și Pluto. Cuadratura e un aspect tensionat, Venus micul benefic, planeta iubirii, dar și planeta care ne vorbește despre banii și finanțele noastre, Pluto, planeta transformării, cea mai îndepărtată planetă din sistemul nostru solar. Transformări radicale în dragoste, dar și în finanțele noastre și Venus guvernează de asemenea mâncarea, relația noastră cu mâncarea. Deci vedem aici transformări în toate aspectele vieții noastre. Hai să vedem mai întâi pe partea de dragoste. Ce transformări aduce luna nouă și cuadratura dintre Venus și Pluto? Transformările vin de la treiul de săbii, vin de la o durere, vin de la o trădare, de la sentimente negative, de la tristețe. Pentru o mică parte dintre voi, e într-adevăr posibil să aflați că partenerul sau partenera voastră v-a înșelat. Dar mă aștept să fie doar pentru o mică categorie dintre voi. Pentru majoritatea, treiul de săbii vorbește despre o durere care e posibil aici să fie din trecut. Nu e o durere foarte recentă, e o trădare din trecut, de la un partener din trecut, care v-a marcat atât de puternic, încât acum riscați oarecum să repetați aceleași pattern-uri, aceleași tipare negative și în relația voastră actuală sau în relațiile voastre viitoare, pentru că încă nu v-ați detașat de acele sentimente negative din trecut. Și acum, mai ales sub cuadratura dintre Venus și Pluto, este momentul să vă eliberați de acest lucru. Luna nouă nu e tocmai momentul ideal ca să vă eliberați de lucruri, e momentul ideal să începeți lucruri noi. Așa că aici v-aș recomanda să începeți un tratament, un ritual, niște obiceiuri zilnice pe care să le implementați până la următoarea fază de lună plină, ca să vă vindecați aici o durere, o problemă emoțională. Puteți fie să țineți un jurnal, fie să faceți afirmații pozitive, da? Să vă faceți o listă cu 3-4 propoziții pozitive de încurajare pe care vi le repetați în fiecare zi. Puteți să vă faceți un vision board. Dacă nu știți ce e un vision board, vă las acum pe ecran câteva exemple. Vision board-ul este pur și simplu o colecție de imagini care vă aduc
emoții pozitive, gânduri pozitive, da? E un colaj făcut din diverse imagini care vă provoacă gânduri și emoții pozitive și fiind un reper vizual la care puteți să reveniți de fiecare dată când aceste emoții negative apar în viața voastră, vă ajută oarecum prin aceste mesaje vizuale să vă corectați energia, să vă corectați oarecum emoțiile negative. Și asta se aplică pentru toți, fie că sunteți în relație sau că sunteți singuri, pentru toată lumea vă recomand să începeți acest lucru și pentru următoarele 14 zile până când o să avem următoarea fază de lună plină, când e momentul să ne eliberăm de lucruri, să tot faceți aceste lucruri în fiecare zi, oarecum ca să vindecați această inimă frântă aici. Hai să vedem mai departe. Pe partea de sănătate avem aici asul de săbii. Adevărul iese la iveală. Pentru cei care aveți o problemă de sănătate și tot nu știați care e cauza, nu știați de ce suferiți, care e problema, nu știați ce tratament să urmați, astăzi, aici cu asul de săbii, apare foarte clar, foarte puternic posibilitatea să vă lămuriți odată și pentru totdeauna care e problema. Să aflați de ce suferiți și să găsiți tratamentul ideal pentru voi. Mai ales pentru cei care astăzi aveți programată o vizită la medic, la un terapeut, la analize, lucrurile o să iasă la iveală, adevărul o să iasă la iveală și cu adevărul o să iasă și soluția la iveală. Foarte important cu asul de săbii, nu vă administrați singuri medicamente, terapii și tratamente, tot timpul apelați la un expert, la un medic, la un terapeut, la cineva care poate să vă îndrume în direcția corectă. Ce pot să vă zic? Mesaje pozitive aici, măcar o să știți ce aveți de făcut de acum înainte ca să vă îndreptați starea de sănătate. Pentru cei care nu suferiți de probleme majore de sănătate, cu asul de săbii s-ar putea să vă vină o idee nouă despre o dietă nouă, despre o terapie alternativă nouă, despre o terapie preventivă nouă, despre niște exerciții fizice pe care le puteți face ca să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Toate aceste lucruri sunt foarte bine aspectate, aveți încredere, mergeți în direcția asta că va fi direcția pozitivă, corectă pentru voi. Dacă nu sunteți 100% siguri că ceea ce citiți, informațiile pe care le găsiți astăzi chiar sunt benefice pentru voi, atunci consultați-vă cu un medic sau cu un terapeut, cu un expert care poate să vă îndrume și să vă ajute să personalizați aceste diete, terapii pentru voi. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem soarele, cea mai benefică carte din tarot. Aici se pare că luna nouă o să aducă pentru voi lucrurile cele mai frumoase, iar cuadratura dintre Venus și Pluto o să facă niște transformări radicale în veniturile voastre. Orice începeți nou astăzi, că începeți un loc de muncă nou, că începeți niște studii noi care în viitor o să vă ducă către o nouă carieră, că învățați niște abilități noi, poate învățați să folosiți un program pe calculator, începeți să învățați o limbă străină nouă, poate învățați să conduceți sau să coaseți la mașină, orice începeți să învățați nou astăzi aici o să vă aducă în timp niște beneficii financiare foarte bune, foarte frumoase. Toate afacerile, investițiile, parteneriatele de afaceri începute astăzi o să vă aducă foarte multă bucurie, împlinire și stabilitate financiară în viața voastră. Pe partea asta de finanțe, de bani și de carieră, nu pot să vă zic decât lucruri pozitive. Orice ar fi, e un lucru pozitiv. Chiar dacă la prima vedere nu o să vi se pară pozitiv, o să vă dați seama în timp că e cel mai bun lucru care se poate întâmpla pentru voi. Mai ales dacă sunteți în zodia Berbec, Gemeni sau Leu, sau aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în una din aceste zodii. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, hai să vă scot și un mesaj suplimentar de la cardurile de înțelepciune pentru a completa mesajele de la cărțile de tarot. Să vedem ce trebuie să știm pentru această zi de luni, în care avem o lună nouă și o cuadratură între Venus și Pluto. Hai să scoatem un mesaj suplimentar pentru toată lumea. Sunt un învingător înnăscut. Iau aminte doar la învingători, oameni care știu ce fac
și care duc o viață plină de bucurie, iubire și prosperitate. Un mesaj foarte frumos, foarte benefic pentru toată lumea. Vă doresc să aveți o zi minunată. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!